Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 de ani este în creștere continuă. În ultimii 5 ani a crescut cel mai mult ponderea vârstnicilor din grupul de vârstă de 70-74 de ani, de la 13% la începutul anului 2017 până la 19% la începutul anului 2021. Datele mai arată că în Republica Moldova, la începutul anului 2021, locuiau 584.000 de persoane în vârstă de 60 de ani și peste, ceea ce constituie 22,5% din totalul populației cu reședință obișnuită. Din numărul total al vârstnicilor, 349.000 de persoane erau femei, adică 60%, fiecare a treia persoană era între 60-64 de ani, iar 61.000 de persoane, sau 10%, constituiau persoanele care au depășit de vârsta de 80 de ani. La începutul anului 2021, coeficientul de îmbătrânire a populației este constituit de 22,5%, ceea ce corespunde unui nivel înalt de îmbătrânire demografică. Comparativ cu începutul anului 2017, acesta a înregistrat o majorare cu 3,3 puncte procentuale.